Mă vedeți în capot, tocmai ce spunea de făcut sport și am încercat să-mi sparg coșul ăsta și mă doare de mor. Deci un coș din ăla enervant sub piele, așa mă doare. Am făcut sport și mi-am făcut aici un shake proteic. Nu prea obișnuiesc să fac, să beau treburi din astea, dar aveam acasă proteină și mi-am făcut aici un shaker. Bine, s-o mai și rămas un pic pe fund, că parcă s-o lipit acolo. Întotdeauna cred că o să pun părțile lichide și apoi chestiile solide, pentru că dacă bag chestiile uscate la început în blender, de obicei se lipesc de fund și foarte greu le mai desfaci de acolo. Ideea e că mi-am făcut un shake proteic, am băgat o banană leșinată, o vedeți aici, o cupă de proteină, niște lapte din ăsta de ovăz bio de la Lidl, cred că vi l-am mai arătat cu siguranță, și am mai băgat, cred că vreo o lingură, așa cu vârf de ovăz, și acum îl beau. Și știți că v-am tot zis eu că vreau să fac humusul cu ardei copt. Ei bine, ghiciți ce e aici. Ardei copt. L-am pus la dezghețat, bine, probabil e dezghețat deja, și o să mă apuc să fac humusul ăsta cu ardei copt. Nu o să mai intru în super mega multe detalii, pentru că deja v-am arătat rețeta clasică de humus. Practic doar o să vă zic ce adaug și ce se întâmplă. Am terminat și eu de mâncat, de băut mai degrabă, și mă apuc de rețetă. Și am găsit aici o rețetă de la Jamila cu humus cu ardei copt. Bine, am văzut mai multe rețete, oricum cam toate conțin aceeași chestie. Adică năut, pastă de tahini, usturoi, zeamă de lămâie, sare, piper, boia, ce am mai zis, ardeiul copt și probabil acum în funcție de ce știu, ulei de măsline, chestii de astea. Așa că cred că o să fac rețeta asta de la ea, doar că eu o să fac doar dintr-o conservă, la ea e din două conserve de năut, eu folosesc doar una, o folosesc pe asta pe care am folosit-o și data trecută, de la Freșona de la Lidl, și aici am zis și ardeii copți că vi-am arătat aici. Așa, și mă apuc să fac rețeta. Asta este și rețeta de la Jamila, oricum o să vă las în descriere. Așa că hai să ne apucăm să facem efectiv totul. Două linguri de pastă de tahini, o am pe asta de la Lidl, v-am arătat-o data trecută când am cumpărat-o. O găsiți acolo la raionul de conserve. Și zicea că în rețeta asta Jamilei să bag două linguri de tahini, eu nu o să bag decât una, că n-am numai jumătate de compoziție, așa că bag o lingură de tahini. Aici e și uleiul de măsline, cred că este luat de la Lidl, din gama aia de lux. O să dau cam atunci o lingură jumate de ulei de măsline. Apoi mai trebuie adăugat usturoi și data trecută cred că v-am zis că, sau nu dacă v-am spus, când am făcut rețeta aia clasică, mi s-a părut că a ieșit prea, cu prea mult usturoi, așa că cred că de data asta o să aleg un cățel ceva mai mic, văd că numai tot giganța, am păștii aia mai mici și cred că o să bag atunci vreo doi din ăștia mici, dar dacă aveți mare, băgați numai unul mare. Niciodată nu știu câtă sare trebuie să pun. Hai că punem așa o jumătate de linguriță și apoi vedem. Așa, boia, zice. Hei, nu mai am boia. Mai adaug cam așa, boia. Deci astăzi nu, stai, să mă duc să iau boia, că o să mor fără. Așa. Ardeiul copt. Ia, hai să-l scot eu de aici din pungă. Deci nu-mi dau seama cam câți ardei sunt aici, sincer, că sunt așa rupți. Da, zicea Jamila parcă că 2 ardei să pun. Hai că băgăm așa. 2 din ăștia, bine, așa zic cam jumătăți. Nu cred că atât ajunge. Ce zeamă de lămâie. Hai să vedem. O să o storc aici așa, cred că. Opa. Și acum, teoretic, ar trebui, zice, o lingură de cumin. Eu nu știu ce e ăla cumin. Nu-i chimen. Cu chimion, știu ce e, dar... Nu știu. Dar aș pune niște cimbru, că mie... Cred că și data trecută am pus cimbru și mi-a plăcut.
Hai că pun și acum cam așa, un vârf de linguriță, vedem ce gust are. Și acum, teoretic, ar trebui să bag la blender. Hai că am adăugat aici niște apă și am mai dat o turăz la blender. Hai să gust, să văd ce gust are, că sunt curioasă. Cam așa arată la culoare, acum hai să vedem ce gust are. Deci e super interesant la gust. Parcă am băgat niște lămâie în primul rând, parcă niște sare lipsește. Deci e super interesant. Deci dacă vă place ardeiul copt la gust, chiar are foarte mult gust de ardei copt. Genială. Chiar să știți că cred că nu neapărat că e mai bună cu mult decât cealaltă, dar chiar e foarte interesantă la gust. Chiar îmi place. Ei bine, cam asta este rezultatul final. Am adăugat niște nou, după cum v-am zis, am tras un pic la tigaie cu un pic de ulei de măsline și niște condiment din acela de souvlaki, parcă sau cea de genul de la Lidl, o să vi-l arăt imediat. Și deasupra am mai tăiat niște ardei copt, fără să pun nimic pe el, doar așa, și niște ulei de măsline și niște cimbru. Vă mai arăt odată, așa, de aproape, să vedeți cum arată. Și dacă ați încercat și voi sau aveți ceva rețete interesante de hummus, lăsați-mi în descriere rețeta sau linkul sau ce doriți voi și noi ne auzim un picuț mai târziu. Și evident, probabil că ați văzut în titlu, avem aici un colet de la Cupio pe care l-am desfăcut în mare parte, chiar să văd dacă totul e în regulă, dar nu am, n-am folosit produsele, n-am desfăcut, n-am văzut absolut nimica. Și mai avem aici încă un colet de pe Salon Provider, Salon Provider, cum îl știți fiecare. Și pe asta nici nu l-am deschis, chiar astăzi mi-a venit acum vreo oră și ceva și n-am apucat să-l desfac, așa că am zis că deschid camera și le desfacem împreună. Am mandat în felul următor. Pentru ce am pus eu comanda, în primul rând, a fost această pudră de la Cupio, Soft Luminous Loose Powder. Pentru asta mi-am pus comanda, nici măcar nu am desfăcut-o ca să vedeți, deci e efectiv ambalată încă. Și inițial mai voiam să mai îmi comand un tuș de ochi, dar multe păreri am văzut la cel maronul, la cel negru, așa că nu am prea vrut să-mi comand eu să dau ceva fail, am zis că o să mai mă informez și o să văd exact. Mi-ar trebui un tuș de ochi waterproof, cu care se pot face și codițele astea în interiorul ochiului, așa că dacă ați folosit voi ceva produse mai interesante și super, super rezistente ca tuș lichid, lăsați-mi în comentarii, am văzut eu câteva. Mi-am pus ochii pe câteva, așa că sunt foarte curioasă cum o să fie alea, o să mi le comand la un moment dat. Dar oricum, dacă știți, voi lăsați-mi în comentarii dacă ați folosit voi vreun eyeliner din ăsta lichid și știți 100% că e rezistent, pentru că chiar sunt curioasă. Așa că da, cam asta este și pudra, cred că așa ar trebui eu să o țin, că mă vedeți aparatul, că e ca un fel de oglindă. Culoarea îi... Light, cred că ăsta este codul. Vreau să facem și un tutorial de make-up în care să folosim produsele astea, dacă tot le-am cumpărat, să le testăm împreună, pentru că știți că mie îmi place să dau recenzii destul de reale și fără să ridic în slăb ceva ce știu sigur că nu e ok. Deci cam așa este nuanța. Așa că tot ating eu aici, acum nu prea pot să-mi dau seama, trebuie să o folosesc la ochi, dar pare așa cumva matifiantă, dar foarte, foarte lejeră, adică gen cumva nu, nici miros, nu știu dacă ea miroase, miroase ceva bine, dar nu-mi dau seama dacă miros eu cum am dat cu cremă de gălbenele sau chestia asta. Culoarea pare ok, așa că sunt foarte curioasă să o testez și să o testez împreună cu voi, ca să vedem cum este, dacă chiar merită și dacă chiar își face treaba, să nu se strângă anticearcă, nu să nu încarce foarte tare zona de sub ochi, să nu usuce prea tare zona de sub ochi și să dea un aspect și să dea așa un aspect fresh machiajului, așa că urmează să vedem. Apoi altă treabă pe care tot am zis că vreau să mi-o cumpăr de mult, o paletă din asta, nu știu dacă vă dați voi seama că e transparentă, dar e ca o paletă din aia de pictură și pur și simplu o ții pe deget sau ceva în momentul în care vrei să machiezi și vrei să nu pui fondul de ten pe mână sau alte produse, ce știu, eyelinerul, gelul de sprâncene, alte produse, e ok să ai o treabă din asta pentru că poți și șterge ușor, o dezinfectezi și atunci nu mai e chestia aia că pui produse pe mână, pentru că unele cliente
nu acceptă chestia asta și no, eu sincer nu prea aveam treabă cu chestia asta, având în vedere că mă spăl pe mâini după fiecare clientă și mă șterg pe mâini. Așa că am zis că iau o treabă din asta, o să văd dacă chiar o să folosesc, pentru că sincer am impresia că o să uit să folosesc sau oricum e mai comod să iau pe mână decât o să pun chestia asta, poate o mai scap pe jos, nu știu ce o să se întâmple, dar oricum chiar vreau să încerc să o folosesc pentru că cred că e utilă și în momentul în care te machiezi cu burețelul, că poți să lași surplusul aici, nu să ți-l lași pe mâini sau pe alte chestii, așa că o să vedem și treaba asta cum e. Și apoi am tot văzut reclamă la chestiunile astea, care sunt ceva farduri, nu știu dacă le știți voi pe alea de la ColourPop, exact aceeași treabă. Mi-am luat 4 nuanțe. O să vi le și zic care sunt. Am prins ceva promoții, erau 3, bine, nu știu dacă promoția era de mult timp sau doar acum. Erau 3 cu ceva reducere la set și puteai să-ți alegi tu culorile și am mai luat-o încă una individual. Mi-am luat nuanța Hypnotic, ăsta verde. Uitați că nu știu ce fac aici, îl scap. Ăsta. Apoi mi-am mai luat nuanța Diamond, care cred că pe asta am cumpărat-o individual, care e un fel de șampanie, asta sincer un pic cred că mi l-am luat, că mai am ceva asemănător de 100 de feluri acasă. Apoi mi-am mai luat nuanța Desired, care e un fel de verde din ăsta așa mentă, cumva, nici nu știu cum să-l numesc, e foarte interesantă culoarea. Și mi-am mai luat tot așa, bine, cu asta n-am fost super sigură și parcă încă îmi pare rău că nu mi-am luat, mai era o variantă de roz. Eu mi-am luat nuanța asta Mystic, dar mai era încă una, nu mai știu cum se numește, Spiced, Sugar Spice, nu știu, ceva de genul. Și așa arată și aia zic că celălalt era un pic mai intens ca nuanță. Așa arată prima nuanță, e super metalică, îmi place maxim. M-am așteptat oricum de la asta să fie așa pentru că am mai tot văzut-o. Nu știu cât se vede, acum e și destul de lumină în cameră, probabil dacă aș filma cu ring light-ul s-ar vedea ceva mai bine. Ok. Așa arată. Pare destul de cremos și fain. Și hai să-l pun și pe mână. Așa arată. Și asta e foarte faină. Cred că se vede la voi. Stați-o pun și pe ea aici. Mă n-am băgat foarte tare mâna. O să vi-l arăt eu mai imediat la lumină ceva mai bună. Deci ăsta, wow. Sincer, dintre toate, ăsta cred că e cel mai intens. Da. Se și vede la voi. Cred că acum se vede la voi. Ăsta e cel mai intens. Și ăsta e intens. Deci toate îmi plac, sincer. Normal, rozul ăsta probabil că ar trebui să-l pun peste ceva mai colorat de sub, nu știu, peste un gel sau peste ceva ca să vadă ceva mai tare. Dar ca idee îmi plac maxim și ăsta. Cred că se vede fain, mai ales astea două în combinație. Cred că sunt geniale, dar și ăsta mi-l place. Oricum, cred că chiar merită, nu știu cu cât le-am luat, chiar o să mă uit și o să vă atrășesc pe ecran, dar nu mi s-au părut foarte scumpe, având în vedere că sunt niște chestii pe care le poți folosi chiar dacă nu ești make-up artist, adică poți să-ți pui doar chestia asta pe pleoapă, un tuș dacă vrei, un rimel și te-ai dus în oraș, adică chiar e fain. No. Mira, ai venit! Uitați cine e aici! Cine e aici? Pe comanda asta știu sigur că am dat 433 de lei, că le-am plătit mai înainte. Și am luat în felul următor. Am luat așa. Hai să încep cu produsele pe care deja le știu, pentru că după aia intrăm în alea pe care încă nu le-am testat nici eu. În primul rând mi-am luat din nou această bază anti-shine de la Atelier Paris. Am prins-o și la promoție, nu știu dacă o să mai fie valabilă promoția până când intră blogul ăsta la voi, dar avea o reducere până la 70%, bine, nu chiar 70%, dar avea acolo un 30, 40, 50% reducere. Și știu că primul ăsta mi-am tot cumpărat în vară și întotdeauna mai ieftin de 106 lei, nu l-am prins niciodată și de data asta l-am prins, cred că la 90 și ceva de lei sau 80 și ceva de 89 de lei, nu mai știu exact. Dar ăsta este produsul, e un primer pentru ten gras, Basea și sincer chiar e ok, adică l-am mai folosit, v-am spus și știu produsul, așa că am zis că îl iau pentru backup. Bine, mai am acum alte primere de ten gras, le-am pe cel de la Mup, mai am pe cel de la Inglot, care îmi place foarte mult și mai intenționez să-mi cumpăr câteva, doar că le mai vânez așa până în vară, până în momentul în care chiar o să am nevoie de ele, pentru că momentan încă mai am. Și am zis că nu mă grăbesc să-mi pun comenzi, poate mai bagă ăștia ceva reduceri, ceva chestii și atunci chiar nu mă grăbesc să le iau.
Apoi mi-am mai cumpărat de la MUP, mi-am recumpărat de fapt adezivul acesta de la MUP pentru că nu mai am aproape deloc în el. Apoi un alt produs pe care l-am recumpărat, acest Duraline de la Inglot. De mult timp tot am scris să-mi pun o comandă și să-l iau. Da, tot am zis că mai aveam ăla de pe Makeup Shop care, nu știu, ceva booster, nu mai știu cum. Ăla sincer oribil, deci efectiv nu mi-a plăcut deloc. Îl știți mai mult ca sigur. Spicăturile astea pe care le poți pune în rimel, în tuș, poți să pui în pigment și să-ți faci un tuș cu ajutorul lor, deci e un fel de chestie care înmoaie produse, așa că e foarte bun și sincer chiar mă bucur că l-am luat. Apoi avem așa, produse noi, avem în felul următor, hai să vă arăt și cutia, un Liquid Highlighter de la MUP, e un fel de bază de față care este cu irizații din azi, adică pentru ten luminos, glowy și așa mai departe. Și tot am văzut că îl foloseau o grămadă de lume și am zis, no, ia hai să-l iau și eu. L-am luat în varianta 01, nu știu sincer dacă trebuia să iau altă nuanță pentru că e prima dată când îl achiziționez. Dar cred că nici nu mai era alta sau nu mai știu care a fost faza, așa că l-am luat pe ăsta, așa arată, să vă arăt și codul în cazul în care vă interesează, cred că țin invers sau nu știu, 01, mă rog, dar chiar sunt curioasă, vreau să-l testăm, vreau să fac, v-am zis, un machiaj în care să îl testăm. Deci, practic, e un iluminator, nu știu dacă neapărat primer de față, dar, mă rog, îl pui sub fondul de ten sau chiar poți, cred că și peste fondul de ten în anumite puncte de pe față, dacă vrei să fie ceva mai... mai intens, dar mă rog. Apoi mi-am mai luat un iluminator și voiam să-mi iau altă nuanță, cred că nuanța 01, care era cea mai celebră de la ei, tot de la MUP Shimmer Highlight Powder. Acesta este și produsul. Îmi place că au făcut cutii la ele, înainte nu cred că aveau, sau cel puțin nu toate. Și mi-am luat nuanța 02, v-am zis, și luasem la fina mea nuanța 01 și chiar scurează că nu știu dacă am întrebat-o dacă îi place sau nu, dar văd că și ăsta e super ok, doar că e un pic mai auriu, cred că ei era un pic mai mai mare sau mai deschis, nu mai știu care a fost faza, nu știu dacă era cutie mai mare sau confund eu. Oricum seamănă foarte, foarte bine cu alea de la Inglot din gama Jennifer Lopez, dacă vă aduceți aminte, dacă le-ați folosit cumva. Deci exact genul ăla de produs, sunt tare curioasă, deci neapărat vreau să le testăm și să vedem care-i treaba. Deci e nuanța 02, să vedeți. Și ultimul produs, mi-am luat un fond de ten de la Dose of Colors. Am văzut recomandări, tot am zis că vreau să-l iau de mult timp, dar numai nu l-am luat, nu știu, parcă tot luam altceva. Așa că de data asta l-am comandat pe ăsta să vedem care-i treaba, cum o fac cu el, dacă îmi place sau nu. Zicea că are acoperire, cred că destul de mare și zice că are un finish mat, e buildable, adică poți să pui mai multe straturi fără să arate nașpa. E lightweight, adică nu încarc, cred că, fața, și long wear, că este de lungă durată, medium to full coverage. Deci, probabil că e destul de gros ca și textură și probabil că acoperă destul de bine. Sunt foarte curioasă să nu încarce fața exagerat. Așa că, da, ăsta este și produsul și, da, cam cred că astea au fost toate produsele pe care le-am luat. Deci, ca să vă dați seama, sunt destul de scumpe produsele de make-up, adică v-am zis cu tot cu reducere și nu știu ce am dat pe astea 400 și ceva de lei. Și asta e varianta, deci live, când pun o comandă de 400 de lei. Dar cam asta e treaba, oricum sunt produse pe care le folosesc și la cliente, așa că da. Oricum, întotdeauna le testez pe mine și v-am zis, vreau să fac un videoclip în care să le testez. Așa că eu vă las acum, probabil ne revedem noi în alt videoclip când o să testez produsele astea și noi ne auzim mâine, probabil. Așa că vă pup! Hei, dragii mei, astăzi este luni și m-am întors de la niște cumpărături, așa că repede o să trecem prin ele, apoi vreau să mă apuc să gătesc ceva, pentru că, nu știu, mi-e poftă să-mi fac ceva ghiveci de legume sau ceva de genul. Am mâncat ieri la mami ceva legume de la Lidl, mă rog, ulterior am aflat că-s de la Lidl, prima dată am crezut că le-o tăiat ea și le-o făcut așa la tigaie, dar, de fapt, erau ceva combinații din astea luate de la Lidl, așa că asta se va întâmpla astăzi. Așa că mi-am făcut cumpărăturile pentru, mă rog, săptămâna asta, ceva de genul, nu foarte multe chestii, mai oricum, dar în jur de, nu știu, cred că 80 de lei am cheltuit pe toate. În primul rând mi-am luat aici niște iaurturi și mi-am luat din nou două din astea de la Pilos cu, mă rog, iaurt grecesc, nu cu nimic. Apoi mi-am mai luat unul din ăsta cu căpșuni și încă unul tot așa cu fructul pasiunii și cu piersică sau ce era aici, da?
și sunt super bune la gust, deci chiar toate variantele geniale. Și mai am aici în plasa asta o pâine din asta campionilor, mi-am și feliat-o finally, că cred că v-am mai zis că de câte ori mă duc, îmi place să o feliez și acum de ultimele două dăți, deci odată era scos din priză aparatul și penultima dată nu funcționa nimic, deci era ceva eroare, trebuia să vină cineva din magazin. Și m-am tot uitat acolo, în stânga-dreapta nu era absolut nimeni decât oamenii de la casă, așa că, mă rog, nu m-am dus acum să fac un cir, mi-am luat pita și m-am dus acasă. Dar urăsc să o tai acasă, că face o grămadă de semințe, deci pe toată bucătăria sunt numai semințe, și pe masă, și pe jos, pe tot, așa că prefer să le tai. Apoi mi-am luat niște lipii, pentru că mi-a plăcut și rețeta aia cu pizza aia tip lipie, probabil că ați văzut-o dacă v-ați uitat la ultimul vlog în care v-am arătat eu ce am mâncat într-o zi. Acolo cred că am făcut ultima dată rețeta asta. Apoi am luat un lapte din ăsta de ovăz, nu știu ce am în ultimul timp. Chiar îmi place mai mult ăsta decât celelalte. Am mai încercat și ăla cu almond, mă rog, cu migdale sau cu soia, ăla îl urăsc. Și mă rog, mi se pare varianta asta mult mai ok de la Lidl, zice că și fără zahăr, adică nu are adăugat zahăr în el, și în cele de la Alpro cred că era, adică cel puțin în ăla barista sau în ce mai îmi cumpăram eu era tot timpul, și asta, sincer, chiar e foarte bun la gust, nu știu, deci chiar îmi place maxim. Apoi am luat niște păstră, care se mișcă aici, cred că îi vedeți și voi, mă rog, am luat doi păstră din ăștia, ăsta a fost 13,78 lei, pentru că n-au fost foarte grei, nu știu cât are ăsta, 446 de grame, vreo jumătate de kilogram, oricum n-am vrut să iau foarte mari, că numai eu mănânc acum. Și am mai luat apoi un pachet din ăsta de șervețele, pentru că îl folosesc și, sincer, chiar super drăguțe. Apoi mi-am luat aici niște banane, pentru că nu mai am, cred că, decât jumătate de banană aruncată pe acolo pe bucătărie, și am luat 3 care sunt picuți mai coapte, le vedeți, și 2 care super verzi, ca să nu se coacă toate deodată să se strice. Și dacă sunteți și voi ca mine, nu mâncați poate chiar în fiecare zi banane, vă sfătuiesc să faceți treaba asta, să luați câteva mai copte și câteva mai crude, pentru că dacă le luați toate verzi, le mâncați, oricum se coc cam deodată și oricum ajung să se strice, dar dacă vă luați așa și, eu zic că e mai ok. Apoi mi-am mai luat o plasă din asta de avocado și de data asta i-am prins așa cum trebuie să fie, adică așa mai alungiți, nu aia rotunzi. Eram încântată data trecută când i-am văzut pe aia rotunzi, zic că o ai nici ce fain, că parcă văd că sunt mai bun, și când colo a fost un sâmbure din ăla atât de mare, deci efectiv că ocupa 40-50% din compoziție și era super nașpa și chiar s-a stricat repede, nu știu ce s-a întâmplat cu aia, așa că mi-am luat ăștia alți alungiți. Apoi mi-am mai luat o cremă din asta de brânză, simplă, nu știu. Cred că e bună, nu știu dacă mi-am luat exact varianta asta, cred că mi-am cumpărat varianta aia cu herbs, cu tot felul de plante aromate, dar acum am văzut-o pe asta și am luat-o. Și piesa de rezistență, deci abia aștept să mănânc, e un fel de mix, deci eu până acum nu l-am mai văzut, sincer, adică mie nu m-am uitat, nu cred că m-a interesat, habar n-am. Cred că de văzut le-am mai văzut, dar niciodată nu m-am uitat la ele, că mi se păreau ciudate. Dar, sincer, am mâncat ieri la mami, deci nici nu cred că o mai trebuie să pună nimica pe ele, că au fost atât de gustoase și condimentate și parcă, nu știu, mergeau așa, nu știu, eu când am încercat să-mi fac acasă legume așa la tigaie, cu unt sau cu nu știu ce cașcaval, deci efectiv au ieșit execrabile și le-am aruncat la gunoi, deci ca să înțelegeți. Dar varianta asta și ieri când am văzut-o pe mami că a început să pună din asta, eram gen... No, ok. Oricum, nu 100% sigură că a avut mami fix varianta asta, pentru că zicea că mai era una cu verde, așa că asta vreau să fac astăzi, să fac legumele astea, și mă gândeam eu să fierb și niște orez și să le mănânc așa, să fac ca un ghiveci de legume, așa că asta se va întâmpla imediat. Așa că da, cam astea sunt cumpărăturile. Mai voiam să vă povestesc o fază ieri, deci v-am crezut că nebunez, nu alta, de fapt de alaltă ieri seară, astăzi v-am zis că este luni și sâmbătă seară ne-am dus la niște prieteni și înainte să mergem la ei, am strigat pisicile să le bagă înăuntru, eu v-am zis că le las afară pe parcursul zilei pentru că stăm pe o stradă destul de civilizată sau nu știu cum să zic, nu circulă mega multe mașini. Oricum sunt învățate, deja au aproape 2 ani Bubu și Leo, așa că deja s-au obișnuit cu traseul și tot. Singura problemă era cu Mira, că ea era nouă și, mă rog, nu știa ce și cum, dar oricum se cam ține după Leo sau după unul dintre ei și atunci nu aveam probleme să se piardă sau să nu vină sau alte chestii. Și ieri, mă rog, și sâmbătă înainte să plecăm la prietenii ăștia noștri, am strigat bine, ei s-au obișnuit undeva pe la ora 5 să le dau de mâncare, cred că v-am mai zis eu și în vlogul ăla cu chestii citate despre mine, că s-o obsedată să le dau la ore fixe. Și plecând de acasă am zis ok, nu pot să-i las până nu știu când venim noi înapoi, că mergeam la un game night și am zis că precis stăm până la 9, 10, ce știu, poate și mai mult.
Și am zis, ok, hai că-i strig, ăștia doi Mira cu Bubu au venit și Leo nicăieri. Și mai aveam cu Leo episoade din astea că trebuia să strig de mai multe ori, că nu știu unde umblă sau efectiv nu cred că nu te aude, dar probabil că e prea concentrat, nu știu, să joacă cu ceva sau face el ceva, dar nu vine. Și l-am tot strigat vreo 10-15 minute, am văzut că nu vine și am zis, da, asta este, acum nu o să stau acasă, acum că nu vine el. Am mai tot strigat, ne-am dus și pe aici un pic pe stradă, nu vine nicicum. Și am zis că n-am precis să joacă el undeva, mai ales fiind ora 4, nu ora 5, când era obișnuit să-i dau de mâncare. Am zis că ok, nu poate, nu vine, nu-l interesează sau dorme pe undeva, în fine. Și am plecat, am venit acasă pe la 9 și în momentul în care am ajuns acasă mi-am adus aminte de faza cu Leo, bine, nu că uitasem că nu a venit, dar pur și simplu în momentul ăla când veneam după drum, eram și așa adormită, am uitat efectiv pentru câteva minute că nu l-am băgat și în momentul în care am ajuns în fața ușii am văzut că nu e nimeni și atunci mi-am amintit, vai mă, Leo, unde e Leo? Și am început și am strigat pe stradă, mi-a dus vreodată strada, tot am strigat pe aici, vedeați, mai era și târziu, acum nu mai puteam să urlu chiar în halul ăla. Am văzut că nu vine și am pățit o dată și cu Bubu ceva similar, tot așa că nu a venit, l-am strigat, dar atunci cred că l-am strigat vreo oră și ceva, nu a venit. Și până la urmă a apărut dimineața, m-am îngrijorat un pic, dar totuși cu el știam că nu prea umblă chiar așa teleleu. M-am gândit că probabil eu ajung în seara acasă, o fi dormit pe undeva și atunci dacă s-a adăpostit undeva și cald, cu siguranță nu mai vine. Dar în fine, și eram sigură că o să apară a doua zi dimineața, pentru că în seara m-am gândit, bă, ori poate nu mă aude că-l strig, ori ce știu pe unde îi și dorme sau s-o fi băgat pe undeva. În fine, oricum v-am zis, m-am dus roată strada, am strigat, am mers, am venit, nimic. No, și dimineața eram cumva bine, pe lângă că am dormit super agitată, că tot am lăsat pe coprins afară, tot am mers la ușă să vedem dacă nu cumva au venit toată noaptea. Și după aia, deci bine, probabil că dacă mă urmăriți de foarte mult timp, probabil vă aduceți aminte cum am pățit eu cu cealaltă pisică, cu Tommy, că mi-a fost otrăvită, ceva de gen, l-am găsit pe aici, pe undeva, pe lângă casa unui vecin, l-am găsit în ultima suflare, murit, mă rog, aveam deja iarăși cumva, chiar dacă nu mă gândeam conștient la fazele alea, probabil subconștientul meu lucra oricum și își făcea filme că, na, iar, ce știu, îl găsesc pe nu știu unde, e mort, e rănit, e nu știu, deci deja îmi făceam filme de-astea. Și na, dimineața totuși am fost cumva entuziasmată până dimineața, adică, oricum, nu știu, până dimineața nu am realizat chiar așa tare, pentru că eram ceva de genul, na, oricum, dacă e să vină, o să vină dimineața, probabil cum a venit și Bubu atunci când a dispărut în seara aia. Și evident, mă trezesc dimineața pe la 7, nici n-am mai avut somn, am văzut că nu a venit. Na, bun, am mai stat, iar pe la 8 am mâncat, mi se pare, și pe la 8 iar am început și am dat încă vreo două ture pe aici pe stradă, l-am strigat, pe ăsta tot. Deci nimic, tot chemuțele, toți câinii lătrau, urlau, mieunau, numai el nicăieri. Și vă dați seama că la un moment dat m-am panicat, deci efectiv groaznic, că deja mă gândeam, dacă nu vine până la ora asta, e clar că nu mai vine, cine știe ce-o fi pățit. Ideea e că dacă era lovit undeva de mașină, l-aș fi văzut, pentru că oricum v-am zis că aici e destul de mică comunitatea asta, să nu știu cum să zic, unde merge el, nu prea avea unde să meargă să-l lovească mașina să nu-l văd. Și probabil singura variantă era orică, nu știu, o mâncat ceva, nașpa, o otrăvit, s-o fi, doamne feri, o fi murit. Sau că, nu știu, să-l fi închis cineva într-un garaj, să-l fi băgat cineva înăuntru, deși are zgardă, are numărul meu pe spate, adică nu e ca și când e o pisică random de pe stradă pierdută, ci era clar că are stăpân dacă are zgardă. Gândeam că, bă, totuși sper din suflet să nu fi mâncat ceva otrăvit, dar totuși mă speria ideea că nu venea, adică indiferent cum l-aș fi găsit sau ceva de genul, preferam să-l găsesc pentru liniștea sufletului meu, adică nu că era mai fericit dacă îl găseam mort sau să nu vă înțelegeți greșit, dar eram cumva liniștită că, bă, uite, l-am găsit, asta s-a întâmplat, aveam o explicație ce s-a întâmplat, adică nu e ca și când dispare și nu mai vine deloc și îți dai filme, oare l-a lovit, oare o mâncat, oare o murit, oare, nu știu, l-a fi furat cineva, te gândești la tot felul de chestii și chiar dacă era o situație nașpa, cumva preferam să știu, să-l găsesc, să știu o treabă. Deja mă gândeam la cabinete de alea veterinare non-stop, la din astea de urgențe, cu operații, cu perfuzii, cu nu știu ce prostii, vă dați seama. Și v-am înnebunit, deci efectiv în dimineața am înnebunit, deci nu mai știam ce să fac, unde să mă duc, unde să-l caut. Și am postat și pe grupul ăsta de aici, din zona unde stau eu și să văd dacă nu l-a văzut cineva și, mă rog, toată lumea a dat numai share, dar nu știa nimeni nimic despre el. Am întrebat toți vecinii de aici de pe stradă, care, mă rog, îl și știau acum și nimic. Și la un moment dat, pe la, cred că 10 sau 9, eram în bucătărie, deci în continuu mă uitam așa la geam, în timp ce făceam orice în bucătărie, mă tot uitam pe geam să văd dacă nu a venit. Vai, și la un moment dat l-am văzut acolo cum vine, deci așa mi-a fost de drag de el, deci nu știu, așa am avut, deci și eu și să mi l-a luat în brațe, l-am pupat de soracu, era lăsați-mă în pace, dar nu știu, așa mi-a fost de milă de el, deci vă zic, de atunci
Deci nici că mai vrea să plece din curte, adică pleacă de pe aici până apropiere sau tot aici pe pervaz, la ușă, să cere înăuntru, deci nu cred că îi mai trebuie plecări din astea. Eu nu știu ce să zic, nu vreau să acuz pe nimeni de nimic sau chestii de astea, dar mă gândesc că, nu știu, să-l fi închis cineva, probabil din greșeală, să o fi băgat la cineva în garaj sau în ceva depozit sau nu știu pe unde să se fi putut băga. Sau nu știu, mă gândesc că înăuntru nu avea cum să-l țină pentru că o veni super traumatizat. Nu știu dacă vă imaginați. Deci o trecut, chiar dacă e o mâță și zici că bă, nu, n-are nimic, dă-o naibii. Sincer, chiar a fost super ciudat, adică o venit așa agitat, deci efectiv nu știa să mănânce, să miorle, să torcă, deci nu mai știa de el. Deci efectiv cred că s-o speria foarte tare pentru că a fost singura seară în care el nu a dormit înăuntru, nu a dormit cu ăștia la alții, o fi fost, nu știu, mă gândesc că la cât era de speriat, eu nu știu, cred că a fost închis undeva sau ceva s-a întâmplat pentru că nu era nici hrănit, pentru că dacă era hrănit nu era așa rupt de foame pe cum a venit, adică mă gândesc că l-ar fi băgat ceva înăuntru totuși ar fi dat de mâncare. Și cred că nici nu a dormit toată noaptea, că efectiv îi stăteau pleoapele alea gen foarte dubios pe ochi, adică ca și când l-am dus atunci la operație și o dat anestezic, așa ceva era la față, era foarte tras la față și obosit. O mâncat așa repede, mie nu i-am dat foarte multă mâncare, dar mă gândeam că e foame și o mâncat așa repede. După aia ce să zic, s-o duc și-o dormit, deci cred că vreo 5 ore a dormit efectiv knock-out, deci puteam să mă duc acolo, să urlu, să dau cu scara, să fac orice că nu, deci nu, nici măcar nu s-o mișcat. Și la un moment dat m-am îngrijorat că am zis că nu, e bolnav, e lovit, totuși nu știu ce se întâmplă, totuși din motiv ce am mâncat, mă gândeam că e ok, adică n-are ce să pățească. Și la un moment dat, după orele astea, s-a trezit și nu știu, s-a dus așa către bolul de mâncare și efectiv mă l-am văzut că s-a dus de acolo, a vrut să meargă în litier și după aceea m-a făcut așa săracul miurlei din ăla. Și numai l-am văzut că ne făcea așa cu limba și saliva gura și zic că trebuie să bine o să vomite. Eu zic, stai, știi că o să vomite. Și exact asta s-a întâmplat. Și-a vomitat efectiv tot ce-o mâncat, dar la modul ăla așa, deci un butuc din ăla de chestii și m-am îngrijorat foarte tare că, na, să nu fi mâncat ceva otrăvit, să nu fie cu sânge, să nu fie, să nu știu, să pățească ceva, chiar dacă l-am găsit, nu știu, să fim noi retardați și să nu-l duc undeva la veterinar sau să fac ceva cu el. Poate ca omul, ca noi, când suntem foarte stresați, după aia când te liniștești, parcă atunci te apucă, nu știu, faci o criză de fiere sau te descarci într-un anumit fel, probabil în momentul ăla n-ai realizat ce s-a întâmplat, ăsta e telefonul meu, dar după aia poate că te apucă pandaliile sau chestii de astea, deci e foarte, foarte ciudat. Așa că da, cam asta a fost cu Leo, după aia și-o reveni mai spre seară, bine, am stat cu el un pic și da, și-o reveni până la urmă, e ok, dar nici acum, deci bine, s-o cerut afară și na, n-am cum să-l țin doar în casă, adică, mă rog, cine are mai mult de două pisici, cred că înțelege ideea, în special dacă ai început să le lași afară, cred că știți clar că nu mai ai cum să-l obișnuiești să stea numai înăuntru, adică se cere afară și dintre toți, Leo e singurul care în continuu să cere afară, adică chiar nu-i place să stea în casă, numai dacă dorme și mănâncă, atât. În rest vrea afară, așa că da. Oricum a fost o experiență super nașpa și acum vă zic, numai aici stă în curte, se cere înăuntru, când se cere las. Nu a fost deloc amuzant, sper să nu se mai întâmple faze de astea. Așa că da, mă duc și eu să pun astea la loc, cred că îmi fac o cafea sau nu știu, că nici n-am băut astăzi. Și mă pun, cred că să fac ghiveciul ăsta cu legume, să văd ce iese. Habar n-am, așa că ne auzim mai imediat. Hai că m-am apucat să fac ghiveciu, nu știu ce o să iasă, sincer, pentru că n-am cum să-l fac în modul clasic. Ce o să-l fac separat aici pe foc, adică gen orezul, și aici mi-am pus o tigaie. Și ia, hai să vă arăt eu cum sunt legumele astea, să dăm noi un pic lumină, stai chem mai încet. Vedeți că sunt ceva de genul, sunt așa condimentate și pur și simplu ce să le pui la tigaie și să le lași, nu mai știu, cred că 12 minute la foc mic. Cred că, a, uite aici, în tigaie, se pune conținutul pungii congelat într-o tigaie fără capac, se decongelează la foc mare până la fierbere, apoi se gătește 10-12 minute la foc mediu. Se amestecă ocazional de mai multe ori, da, ocazional de mai multe ori, ăsta e maxim, da. Mai nu știu cât o să fac eu, nu știu dacă fac tot, așa că hai că o să pun un pic aici. Cam așa se prezintă aici treaba, doar că o să las până la orezul să fiarbă și doar apoi o să dau drumul și la legume în momentul în care e aproape gata orezul, ca să nu mai pierd timp. Mi-am pus cam jumătate de pungă, că numai eu v-am zis că numai eu mănânc acum, așa că n-are rost să fac mai mult. Să văd cum e și eventual mai pot să completez eu cu un pic de sos de roșii ca să fie ceva mai liquid. Dar ideea e să văd ce zeamă lasă ele. Și apoi o să dau orezul peste și o să mai pun atunci un pic de sos de roșii sau ceva. Așa că ne auzim după ce fierbe orezul.
Acum am pus și legumele, cred că vedeți că ies aburi. L-am dat la foc mare pe 8 și aștept să se facă, după care o să dau focul mai mic și o să las pentru 12 minute. Las acum doar să se dezghețe, le amestec un pic și apoi le las 12 minute. Iar orezul este imediat gata, așa că o să-l transfer la final peste. Am adăugat și sosul de roșii, nu știu cât vedeți voi acolo, ia să opresc eu becul ăsta. Și am mai pus un pic de apă ca să las să fiarbă și acum o să dau focul încet și mai las, nu știu, vreo 5 minute maxim. Pentru că ele sunt deja moi, adică le-am testat cu spatula asta și văd că le pot tăia, așa că înseamnă că s-au înmuiat deja. Vedeți că se taie și dovleacul ăsta sau ce aici. Așa că, da, nu știu încă dacă o să pun orezul peste, poate îl mănânc lângă, nu știu sincer, o să vă cred că mănânc lângă prima dată, n-aș vrea să-l amestec tot. Că poate nu-mi place și atunci mai bine stau blândă. Până la urmă mi-am pus aici orezul, o vedeți? Și pe mine aici. Și aici și tigaia și o să îmi pun lângă legumele astea. Bravo! Evident că am dat și pe lângă. Am zis că nu le amestec, că cine știe, poate, nu știu, nu-mi place ideea aia așa amestecăturile alea, așa că am zis că mai bine îmi pun lângă. Așa arată. Cred că e un pic cam luminos camera, trebuie să-i setez lumina și cred că mai pun niște porumb deasupra. Cam așa se prezintă situația. O să mănânc acum să văd dacă e bun. Am mușcoli eu pe acolo, farfurie, evident. Așa că hai că mă pun să mănânc și vă zic care e părerea mea. Da, bun. Hai să mă așez aici și să gustăm. Să vă zic cum sunt legumele. Deci față de ce prostie am făcut eu cu legumele gen așa, cumpărat și separat și făcut-o, ești oribil. Deci asta chiar e perfect. Cred că îmi plăcea și dacă erau amestecate totuși. A, bine, le poți amesteca și în farfurie. Very, very good. Și cred că combinația asta ar merge și dacă ar fi să pui și un piept de pui, tot așa să-l prăjești eventual înainte și apoi să pui legumele în tigaie și să pui și orez și cred că ar merge și mai bine. Mă pun și o să termin de mâncat și probabil ne auzim mai încolo. Trebuie să mă pun astăzi să și editez un videoclip, cel cu cămara, bine, aproape gata, așa că o să intre la voi probabil astăzi. Așa că după aia nu știu ce să mă pun să fac, poate trebuie să mă pun să filmez un videoclip cu ceva testare de produse noi, un make-up. Așa că ne auzim după ce termin de mâncat, vedem ce mai facem. Hello, bello! Astăzi este deja vineri și trebuie să vină Sabina acasă că a plecat toată săptămâna în ceva delegație. Așa că asta se întoarce și mă gândesc să fac niște clătite. Am mai făcut eu supă de cartofi, poate să vă arăt mai imediat. Și am zis că să fac și ceva dulce, așa că poate să fac niște clătite. Adică nu că poate, clar fac. Și v-am pus aici, că vreau să mă apuc deja. Și v-am pus pe o sticlă de lapte care se mișcă. Le zice 3 ouă, 300 de grame de făină, 300 ml de lapte. Nu știu sincer dacă o să am atâta, poate o să pun lapte cât am aici, plus niște apă minerală. Unt topit, sare, zahăr, arome, așa că hai să trecem la treabă. Una, două, trei, un vârf de linguriță. O să adaug și un pliculeț din ăsta de zahăr vanilat. Și o să mai pun și niște esență de rom și poate un pic de esență de vanilie din asta de la Dr. Edgar. Acestea le am aici și o să le pun. Nu foarte mult oricum, dar să fie așa mai aromate. Și mai am și niște lămâi bio și cred că o să pun și coaja de la lămâie. Bine, mie îmi place să se simt arome în clătite, nu-mi place să fie așa simple. Am luat aici și lămâia, vine, am o jumătate de lămâie aici și o să încerc să răzui din coaja asta cât pot. Și am aici niște unt, o să cântăresc 50 de grame și apoi fac la microunde. Gata, am scos și untul, cred că s-a încălzit foarte tare. O să las să se răcorească, că altfel se face nașpa. Așa că, hai că mi-am aici un bol. Să cântăresc eu 300 de grame de făină. Ok? Și acum pun făina deoparte. Mai scot niște bicarbonat. Pentru că mie îmi place să pun fie praf de cof, fie bicarbonat, dar cu bicarbonat îmi place parcă mai mult. Și o să iau cam așa
Cred că vedeți voi și o să pun peste făină. Bun. Și apă minerală să mai îmi pregătesc. Și acum, bravo, o să încep să adaug din făină. S-o cam îngroșat aici treaba. O să încep, cred că, să adaug din apa minerală imediat. Adaug și apa treptat. Da, cred că e gata aluatul. Dacă mai consider, o să mai pun un pic de apă. Cam 100 de mililitri mi-ar fi, cam 100 de mililitri mi-ar fi rămas să mai adaug. Dar deocamdată las așa, pentru că îmi place să las să stea un pic și apoi să văd dacă se mai îngroașă și dacă se îngroașă, atunci o să-i mai pui un pic de apă. Cred că aș mai putea totuși un pic de apă să adaug. Ia să vă arăt și vouă. Cam așa arată aluatul, dar mi se pare că e cam grosuț un pic, acum că am băgat polonicul. Dar mai adaug, cred că niște apă, îl mai las să stea apoi vreo 10 minute maxim și apoi mă apuc să le și prăjesc. O să pun aici un pic de ulei în bolul ăsta ca să pot să am la îndemână pensulița, care nu știu unde e. Aveam altă roz, dar mă rog, o să folosesc pe asta. Și am aici o tigaie și vreau să vă arăt, cred că v-am mai arătat eu tigaia asta, că am luat-o din Pepco și e super mega bună, dar singura problemă e că s-a colorat fundul la ea și nu mai pot să o scot cu nimic, efectiv am curățat-o cu toate soluțiile și nu se mai albește. Dar mă rog, nu-i murdară, ca să știți, e doar pătată, nu știu cum aș putea să o scot, dacă aveți voi vreo idee, lăsați-mi în comentarii. Așa că mă pun să încălzesc tigaia. Am neapărat să vă arăt ultima clătită. Deci de fiecare dată se întâmplă exact același căcat. De fiecare dată. Că o pun aici, nu mai este suficient. Eu totuși cred că mai încape una și arată ceva de genul. Măcar o să pot tăia pe acolo să mănânc. Cam atâtea mi-au rămas. Mă rog, mi-au rămas. Atât i-am făcut, că n-am mâncat încă niciuna. Am pus aici o farfurie, că vreau să-i duc și la mami câteva. Acum m-am sunat să bine că îi aproape acasă, adică mai trebuie să lase pe cineva și apoi trebuie să mă un pic să întorc această operă de artă. M-a sunat că e în Oșorhei, adică destul de aproape de Oradea și că mai trebuie să-și lase colegii acasă, după care trebuie să mă duc după el, că am mers cu o mașină închiriată și mă rog, long story short, trebuie să mă duc să le iau de la Lotus, așa că mă duc imediat, numai o să mă schimb de bluza asta că e oribilă, că pute, acum mă și sună. Tocmai ce m-a sunat, a zis că pot să pornesc, acum mă duc repede să-mi schimb bluza asta și mă duc, iau niște clătite, că asta vreau să zic, că vreau să iau niște clătite, să-i duc la mami. Așadar ne vedem de aici în agitație, urcare pe scări. Eu vă mulțumesc tare, tare mult de vizionare și ne revedem în vlogul următor. Pa, pa!